Bună seara, bună seara, bună seara, bună seara! Vă mulțumesc din suflet pentru energie! Doamne, cât sunteți de frumoși, de minunați, de superbi, de extraordinari! Doamne! Wow! Doamne! Sunt absolut copleșit. Dacă aș avea un sutien, l-aș arunca în public, dar nu am. Așa încât data viitoare, dacă veniți, promit să fac asta. Bună seara, oameni buni! Bine ați venit la MCN Live, ediția cu numărul 6! Doamne, câte ediții au mai trecut și ce bine ne-am simțit de fiecare dată! Vă mulțumim că sunteți aici în public și ne urmăriți live la MCN Live. Mulțumim, desigur, oamenilor care ne urmăresc de acasă, de pe YouTube și de pe Twitch. Să știți că lansez din nou aceeași invitație ca data trecută. Și aici, în public și aici acasă. Dacă vreți să ne ajutați să creștem această emisiune, urmăriți-ne și dați subscribe peste tot. Pe Instagram, pe pagina mcnlive.ro, pe YouTube, pe canalul lui Cosmin, pe Twitch, pe canalul MCN on Twitch, pe rețelele de socializare, pe TikTok, peste tot, ca să ne ajutați să creștem și să fim o emisiune frumoasă și rotundă. Am să folosesc acest cuvânt pentru că aduce întregire. De asta am ales să-l folosesc. Până una alta, adică până să-i prezint pe minunații Micuțu, Cosmine, Delcu și Adrian Nicolae, haideți să vedem ce s-a mai întâmplat în România, dar și în lume în ultima săptămână. Așadar, un scurt monolog legat de știri. Sunteți pregătiți? Minunat! Începem cu o știre un pic mortoară, dacă îmi permiteți, pentru că un cavou din cimitirul Ungureni din Craiova se vinde cu suma de 200.000 de euro. Într-adevăr, este o sumă mare, dar să știți că pe lângă clădire, cei care cumpără beneficiază de multe alte facilități, cum ar fi. La înmormântare, coliva va fi servită în roabă cu artificii în loc de lumânări. Da, bocitoarele vor plânge sus pe cuburi, asta e o altă facilitate. Și desigur, când sufletul defunctului va ajunge în ceruri, va avea direct rezervată masă în rai, chiar lângă masa unde stă Dumnezeu împreună cu Iisus și Codin Maticiuc. Două asistente medicale de la spitalul din Rovinari au fost prinse în timpul programului pe TikTok, făcând live și ascultând manele. Directorul instituției spune că desigur ele au fost deja sancționate și li s-au reținut toți banii din tap-tapuri. Agenția Spațială Europeană anunță că a desemnat primul astronaut cu dizabilități din istorie. Este vorba de un fost sportiv paralimpic din Marea Britanie. Desigur, el nu va putea pleca încă într-o misiune spațială, pentru că nu sunt locuri special amenajate unde să-și parcheze racheta. Ok, nu v-a plăcut asta, am înțeles. Un nou studiu despre fumat arată că unul din doi fumători moare cu 14 ani mai devreme decât un nefumător. Într-adevăr, un nefumător moare mai târziu decât un fumător, dar pe tot parcursul vieții va fi secat de întrebări de genul: oare ce vorbeau colegii mei de muncă despre mine când ieșeau afară la țigară? Regele Charles a interzis servirea de foie gras în orice casă aparținând casei regale. Întrebat de ce a făcut asta, el spune că atunci când trăia maică-mea și plătea pentru, era bine. Acum, pe banii mei, parcă nu mai are gust așa bun. Știrea cu numărul 5 este o știre tot legată de spațiul cosmic, pentru că NASA anunță o veste bună. Din 2030 se pare că astronauții vor locui, ba chiar vor lucra pe lună. Desigur că printre astronauții care vor lucra pe lună se numără și astronauți români. Din păcate, ei doar vor lucra pe lună, nu vor putea locui acolo, așa încât în fiecare dimineață ei vor trebui să facă naveta ca să ajungă la muncă. Totuși, ei nu sunt deranjați de asta, pentru că ei spun că o cursă pământ-lună durează cam cât durează să ajungi cu mașina din Pantelimonul Militar. O știre din România încheie ciclul de știri din această săptămână. Premierul Nicolae Ciucă anunță că dorește să crească natalitatea în România. El chiar caută o serie de măsuri în acest sens. Printre măsuri se numără următoarea: fiecare cuplu tânăr căsătorit va primi o casă, astfel încât de fiecare dată când faci sex cei doi, să poată să termine înăuntru. Oameni buni, astea au fost știrile, astea a fost monologul. Sper din suflet că v-a plăcut și că v-ați distrat. Vă mulțumesc din suflet pentru aplauze, sunteți de-a dreptul minunați și vă mulțumesc. Și acum, pentru că nu-mi rămâne altceva de făcut,
Vă rog din suflet, primiți-i cu aplauze, cu energie multă, pe minunații, fantastici, superbi, dă-i încolo cât de buni sunt Adrian Nicolae și micuțul Colvin Nedelcu! Da, frate, și la balul bobocilor m-am cuplat cu Miss Boboc și mi-a lăsat hanorac cu ei. Acum simți exact ce am simțit eu data trecută, da, când am făcut aia cu telefonul. Da. Nu? Te și înroșit. Nu e sănătos? Nu, așa sunt eu de când fac tratamentul ăla de înroșire. În regulă. Ca să pornim cu dreptul, haideți să vedem prima știre care o să apară chiar acum pe ecran. Ia. Yeah. Incredibil. Mai ții minte episodul 1 la care, dacă ar fi zis care o să apară acum pe ecran, cădea televizorul în spate. Cădea televizorul în timp ce se auzea și o bășină de la cineva. Se pare că există reguli de bună purtare pe care le încălcăm fără să ne dăm seama. La naiba. Firar să fie, aș adăuga și eu. Aveți vreo... Ce faci, fă, cu mâna în cartofi? Nu, el zice, te rog, ia. Da. Dar ce cauți pe balconul meu? Asta nu, zice, dar parcă nu ți era foame. Da, și... A, nu, am crezut că ăsta e două pahare. Am crezut că el și-a luat tot. A, și așa la desert, aia zic. E așa la desert, husă roz la telefon. Exact. A, și el și-a luat cartofi și o bucată de sigur hârtie. Nu vrei cartofi. Nu, 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 eu mă mulțumesc cu desert și husă roz la telefon. Uh-huh. Dar nu ceri. Dar dacă mă scoți în oraș, îți iei și tu cămașa aia de stă bine cu ea. Da, atâta avem. Zi, George. În regulă. Și e la Titan, acolo, da, la... Să da, vede Ioreul. Să vede Ioreul. Bunele maniere sunt o practică de domeniul trecutului. Acesta este subiectul. Și acum mergem pe Instagram, pe mcnlive.ro și spunem start poll. S-a făcut 52-48 și este pro Micuțu! Stai că nu mai știu... Pro înseamnă că această afirmație da, e bună. Da. Nene Cospine, spune-mi când ești pregătit să dăm drumul la cronometru. Că e bună, că nu mai... Că, că nu sunt că de domeniul mai... prezentului. Da. Ta! Ce zici, zi? Bine. Da, nu. Hai. Hai. 3, 2, 1, start cronometru. Cred că e ceva clar pentru toată lumea că bunele maniere nu mai sunt la modă în ziua de azi. Și vreau să vă întreb, când vi s-a spus ultima oară bună ziua? Când vi s-a răspuns ultima oară la mulțumesc? Când vi s-a spus ultima oară cu plăcere? Din cauza, nu, asta voiam să, din cauza, nu fi muist, din cauza asta suntem unde suntem, dragi oameni buni, da? Pentru că nu mai avem bune maniere. Uitați-vă la, ați văzut în ultima perioadă, ați văzut vreo femeie să intre undeva și un bărbat să-i deschidă ușa? A? Galanterie, bun simț. Stai, Baleanu! Nu mai există. Cred că sunt gata. Ok, dăm drumul la cronometru în 3, 2, 1, start! Îi mulțumesc prietenului meu, Cosmin, pentru toate argumentele în favoarea tezei mele și anume că da, avem nevoie de bune maniere în societate, într-adevăr. Faptul că ne deranjează atunci când ele nu apar este o dovadă clară că avem nevoie de bune maniere. Care ce sunt? Dacă nu o formă de a cuantifica respectul față de celălalt, de care avem nevoie. Orice vrea de la noi, acesta așa zis, micuțu. Flegme pe mese? Femei gravide în picioare, în trolee? Bătrâni în picioare în timp ce puștii se cacă pe scaune? Asta vreau, asta spun. Asta se întâmplă. Urină? Urină. Pe toate străzile? Pe străzi, dacă aceasta este lumea în care doriți să trăiți, atunci votați pentru acesta. Așa zis Cosmin Nedelcu.
Da. Nu mai am nevoie de mine. Nu-l mai aplaudați. Că n-are nevoie. Vă mulțumesc. Și da, o seară plăcută în continuare. Eu oricum uitasem să spun că noi avem lucruri mai importante. Eu mi-am notat, pentru că mi-am notat prost și acum culegeam de la contra și de la pro. Da, și asta am uitat să... Ne cerem scuze, sună telefonul sunetistului. Care i-a dat telefonul Elizei să-l pună pe silent, că el nu știe. Ne-am întors! Hai. Mecenelo! Da, am uitat să spun că da, avem lucruri mai importante pe care ar trebui să ne concentrăm și asupra cărora ar trebui să ne îndreptăm atenția. Decât dezbaterea asta? Decât bunosimț și bunele maniere. Cui pasă în pula aia că nu știi ce, care-i furculița, e pește? Stai puțin, asta e furculița de pește? Sigur că îți pasă de toate. De ce îți pasă? Păi tu ai dat cel mai minuscul detaliu din bunele maniere. Care-i furculița de pește și care nu-i furculița de pește? Bă, tu știi unde e Japonia ca țară? Stai că m-am auzit și eu. Ca nivel de civilizație nivel sau de pe glob? Asta zic, nu pe hartă. Ca nivel de civilizație, băi... Dar dă-ți și atacul și dă-mi una în cap cu el. Bă, încearcă-ne, bă. Știi, bă, unde e Japonia? Pe lumea asta. Păi da, dar e acolo pentru că are un cod foarte solid de bune maniere. Din contră. Merge japonezul pe stradă să bese râgâie. Ești chinezii, fraiere. A, unde e China, mă, bă? Lasă Japonia, uită. Unde e, mă, China? Nu mai râdeți, nu fiți plebei. Unde e China? Ce dracu? Știți ce limbă trebuie să cunoști în maxim 10 ani? Mandarineza. Deci tu ești chitit să faci provocarea asta? Eu îmi dau seama acum că tu ai venit chitit, tu ai aruncat prosopul de la prima. Ți-am zis, boule, că n-am nimic la prima. Hai! Bă, ce vrei? Hai să votăm să treacă! Hai, dracu, hai! Bravo, Nicolae! Hai, Nu. Of. Mulțumesc pentru intervenție, George. În regulă, vreți să luați telefoane sau... Da, dracu, da, hai, bă. Mi-ar plăcea mult, da. Bine, vreți să spuneți numărul de telefon? Clar! Dar să nu mai zicem alu, vă rog eu. 07... 46... 30... 0... Aveam câte două de fiecare. Am gândit că we funk it un pic. 0746 300 004. Dar e și pe ecranul oamenilor. Dacă aveai bun simț și maniere, mă lăsai să zic și eu jumătate. Am avut bunul simț de a vedea că nu ești în stare. La baie! De ce la baie? Să te piști! Du-te de ta pișă! Nu știu, oamenii... Oamenii, nu eu. Avem? Alo? Da. Bună seara! Salut. Bună seara! O, cuplu comic! Nu, cuplu punct. E comic. Da, este absolut irelevant să încercăm să fim de partea domnului Micuțu, având în vedere că... Ei bine... Tot ceea ce a spus a fost... Alo? Să nu vă fie rușine să folosiți termeni ca prost, inept... Dar mai ales exemplu cu Japonia a fost extraordinar. Adică... Am râs. Extraordinar de? De cum? E bine că sunteți voi deștepți. Îmi cer eu scuze pentru el. Continuați. Ce înseamnă oameni cu manieri? Tu poți să râgâi la comandă?
Nu, nu știu. E, asta ar fi ridicat foarte mult show-ul ăsta. În schimb știu să plâng la comandă. Ia. Nu pot acum. Acum nu pot că, nu că vă uitați. Da. Plus că pare că îți trag o pârță. E clasicul, exact ce să fac. Clasicul caz de actor care spune eu pot să plâng la comandă, dar nu dacă vă uitați toți la mine. Da, dacă vă uitați toți și nu moare nimeni, nașpa, nu pot. Așa, ziceți, domnule, doamnă, ce vreți, domnule, doamnă? Ce să vrem, o societate mai manierată, că da, e țara aia unde e. Care din ele, doamnă? Așa e! Vă zic eu, așa e. Aveți dreptate. Sincer. Asta mi-am notat. Deci eu, ca să vă dați seama, și gata, o să fiu sincer până la capăt în mapula. Eu mi-am notat la contra și la pro același lucru, eu fiind total contra. Adică cum e normal și de bun simț. Dar n-am putut, efectiv, mintea mea, că asta vorbeam și cu băieții, am coborât la țigară să mă gândesc așa la chestii despre subiectul ăsta și mintea mea nu a intrat în blanc când a trebuit să fie... Mă piși pe bune maniere. N-am avut. E foarte onest din partea ta și sper să nu vă convingă asta să-i dați votul doar pentru că e onest. Dar nici n-am cerut. Am cerut eu vreun vot? Nu, dar știu cumva cum operezi. Păi, ce-i? Da, e o nu, tactică, nu pica în chestia asta! Wow, prietenul meu. Așa. Prieten este acela care îți corectează defectele, nu care îți laudă nebuniile. Dacă mai aveți ceva de adăugat... Atât, vă salutăm de la Brăila și sunt Brăila, o să vin cu spectacol dacă vreți să veniți acolo, că vot nu vreau. Am văzut. Nu puteți să... Am Mi-a înțeles. Prea ajuns, mersi! Exact așa a fost. Am văzut... Din păcate, Toma, am fost la Bobo. La Bobo. Uf. Și sunt... Uf. Da, nu mai e. Nu, stand-up o perioadă, nu. Nu că ai tu așa, dar nu, uite, Teo are un mor deștept, știi? În fine. Da, te sărutăm din Brăila. Da, mulțumim frumos și puțin. Seara bună! Seara bună. Doamne, e atât de adevărat tot ce am zis, încât oamenii nici n-au simțit nevoia să te contrazică măcar de formă. Exact, așa. Da. Nu mă, Cosmine, e, glumim. Da, mă, termin-o. Da, ești praf. Hai să vedem și alte orașe. Nimeni. Hai. Bună seara, nu-l plac pe micuțul din Timișoara. Bună seara! Bună seara. Cum te cheamă și de unde ne suni? Robert din București. Robert, de ce nu-ți place de micuțul? Păi, da. De ce să-ți placă, bă, de un gras arogant? Nu. Nu este deloc arogant. Serios, a zis la... Da! Și știi ce? Aș face-o din nou dacă aș... Îți gras de ani, de zile, mă. Da, get with the program. Așa, Robert, ia zi, care e opinia ta? Stai puțin, nu mai știu. Ah, gata. Caută. Dacă se auzea... Subiectul, nu opinia. Opinie ai zis, nu? Da, am zis opinie, de ce? Nu, că eu eram tu acum, era un mic joc în care... Mergi. Ești pe introspecție, a? Încerc. Da, cu bunele maniere ale vieții. Da, mă, e cu duși întors. Avem nevoie de ele. Avem, mă? Avem, da. Ce chestie. Oricum, mă bucur că v-am prins, asta e... Aia zic. Da. Da. Iar nu e a FCSB-ul campionat. Nu mă pricep. Nu ca! Poftim? Zic, nu ca la subiect. Nu ca la subiect, exact. Nu prea am eu bune maniere așa. Păi închizi tu sau închide noi? Aia ziceam. Bine. Seară bună, Robert! Hai. Seară bună. Hai.
Ce drăguț a fost. Hai că sunt la altă emisiune, pula, cu voi. Cu voi m-am distrat destul. Da. Alo, Drăgulin? Da. Fii atent, mă. Capatos, voi ce vorbiți, mă? Ce ziceți, mă? Robert din București. Da. Băi, păi ce credeți de asta? Că s-au bătut două doamne în fața unui club. Oho! Oho! Rău, mă? Rău? Păi rău, dar e și bine, știi? Hai. Bine, hai! Hai că prea... Da, i-am dat cam mult nas și lui Capatos. Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Ce să vedeți, încă un Robert. Ce faci? Domne? Deci e clar, trăim într-o simulare. Uite cum facem. Tu vei fi Robert și cel dinainte va fi celălalt Robert. Ok. Ha, pare că nu vă mulțumește asta. Vreți dumneavoastră să fiți celălalt Robert? Sunt Robert de acum. Hai să o luăm așa. În regulă. Nu din domeniul trecutului, din domeniul prezentului. Prezentului. Vă salut, sunt Robert din Iași. Vă pup pe toți. Și noi. Așa, să luăm puțin pe argumentul din seara asta. Exact. Eu sunt de acord, votul meu merge la Nicolae. Mulțumesc, dragă Robert, de ce? Șocant. Păi uite, mă uit acum la televizorul ăsta și mă uit la Nicolae cum stă așa, picior peste picior, frumos, vorbește frumos. Micuțul cu șapca aia... Da, deci efectiv aia, adică ne luăm după cum e îmbrăcat fiecare, a? Da, dar mă gândesc și la bunele maniere, și nu pot sta picior peste picior, nu? Poate, dar nu vrea, l-am văzut de mii de ori picior peste picior. Pot, dar am și pula foarte mare. E fact. Căutați pe Wikipedia. Căutați pe Wikipedia. Actor, pulă mare, Focșan. 36. Și acum dacă vezi pe cineva din primul rând... Da, e poza. O las-o, dracu. E poza, o Wikipedia. Bine atunci. Păi stai, da, de ce o să îmbrăcați sărăcăcioși și vai morții mei? Sărăcăcios? Asta sărăcăcios? Asta insinuează. Nu, nu. Cred că insinuează că ești îmbrăcat într-un mod care nu arată respect pentru public și în ultimă instanță pentru tine. Mm-hmm. Sau? Da. Altceva ziceai? Da, blușii cu Converse și hanorac cu un ATC, adică n-am ajuns acasă să mă schimb, înseamnă cu totul altceva. Da! Mamă, se transformă în Jerry Springer, ușor, ușor. Wow! Tu așteaptă doar să mă ridic. Dacă nu poți să dai picior peste picior, cred că sunt safe. Asta era gluma, în pula. Știu, asta zic. Așa, mai ai cuvinte logice de zis? Nu, nu, doar ăsta ar fi argumentul meu din seara asta. Bine. Cred că e important să fim în continuare cu bunile maniere, știi? Da, da. Știi ce zic? Știu, da. Te rog, da, un pic mai... Dar ție la un dat nu ți-am deschis o ușă fotoliu? Sau... S-a întâmplat ceva, nu? L-ai prins cu mâna în poșetă? Nu ți-am dat tip la cursa de Uber sau... Nu, că eram pe Bolt atunci. Pe Bolt atunci, scuze? Da, și eram și cu trotineta. Bine, Robert, contez pe votul tău așadar. Da, vă mulțumesc frumos, succes în continuare. Noi îți mulțumim, noi îți mulțumim. Efectiv, ție și tuturor oamenilor ca tine. Nu ai pentru ce. Doamne, totdeauna am admirat grația cu care tratezi oamenii care nu sunt de acord. Fata mea. Da. Uite, cineva zice ce trebuia micuțul să zică. Bunele maniere sunt un mod fals de a reprezenta respectul față de alții. Aveam notat asta, dar mama, am pierdut-o. Și chiar o aveam. Față de alții există alte moduri de a respecta lumea. Bani. Ajutor activ, respect prin ascultare și empatie. Era un punct, dar... Eu aș avea un contraargument, dacă vrei. Yeah. Dar e târziu acum. Mă rog, lumea să voteze, că oricum e o dezbatere prietenească. Ah. Unde aș amenda eu bunele maniere? Deci ele sunt o relicvă. Ele sunt un cod setat acum 300-400 de ani la francez și reflectând niște realități ale timpurilor ălora. Și unde mi se pare că codul bunelor maniere e îmbălării complet, este, și here we go,
la condiția femeii în societate. Acolo este îmbălării rău de tot. Da, milioane de fetițe cresc ascultând cum fetele ar trebui să fie niște creaturi dependente, niște creaturi care întotdeauna trebuie să fie ocrotite pentru că nu se pot descurca singure și așa mai departe. Eu aici aș da de pământ cu acea parte a codului bunelor maniere. Nu m-a dus creierul, mă. N-am, dar eu n-am cuvinte din astea cum are ăsta. Bă, hai, 6-7 ani! Ce ai zis? Deci acum 3, nu știu număr, 300 de ani? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Păi tu stai seama ce mult înseamnă acum 300 de ani? Cât înseamnă 300 de ani? Eu îndărăt cu 300 ce? De ani. Păi da, francezii exista cu 300 de ani? Ce vorbești, mă? Ce vorbești, mă? Astea nu era Imperiul Roman? Ce ai, mă? Stai creierul. O meu n-avem, cap. N-avem, mă, de unde să știu. Bravo, mă, Adiț. A nimerit? Eu sunt convins că vei fi mult mai pregătit la a doua. Ce a doua, mă? Nici nu știu număr până la a doua. În public avem opinii pentru că, să știți că chiar vreau să stabilim o comunicare reală, nu așa doar de fațadă. Chiar sunteți prietenii noștri și chiar vreau să vă știu părerile și opiniile. A crezut că o să zborești în palmă și până o să dai în cap. A, pula mea, eu încerc și voi. Mă, nenea, mă faci să fac prăjitură de vomă. Ești perfect, George. Voi sunteți perfect. Nu! Lată de aici, adu-te, drăg! Eu sunt prost tare. Am aruncat plastic pe jos. Tu știi câți porumbei moare de la o sticlă din asta? Că se bagă cu capul înăuntru, da, da, da. Crede că e mâncare și nu mai ieși de acolo. Dacă că porumbel crezi... nu poate să-l ajute, să-l bagi și el capul, să scoate capul. Dacă din tu crezi că o să lase asta de mână curând? Ce ai, mă? Tu știi? Nu, no, nu. No. Tu ai văzut broasă testoasă în sticlă din asta de apă? Cum intră că crede că își depune oul. E meltdown-ul lui Cosmine, deci așa să rămână. N-are, mă, nicio. Oh, fuck. Deci, ce am aruncat cu ea? Eu spus, n-am... Dacă trecea un râu pe aici. Ce aruncam? Vedeai, drag, un castor care rodea dintr-un plastic din ăsta să-și facă baraj castorul din sticla mea, mă. Tu îți dai seama de prost sunt? Ce ai, mă, când vin să hrănesc urși pe margine de drum? Aș dori să reamintesc tuturor că discutăm despre bunele maniere. Ce bunele? Eu am două maniere. Ce dracu? Dacă... Maniera stângă? Da, maniera dreaptă. S-ar fi terminat, George, de votat. Asta acolo mă întrebam și eu. Haideți să spunem stop polului pe Instagram și să... și să vedem... Hai, stop pol pe Instagram. Gata, oprim orice votare. Gata, stop polul. A, Dumnezeule mare, am râs. Imens am râs. A, nu și cu... Ești mai prost ca mine. A râs imens. Și dracu, noi doi, eu sunt bapul, aruncă și tu în plastic aici. Sunt bapul, bă. Bun, cu un scor de 63-37%, câștigător este Adrian Nicolae! Este, bă! 37%! 37%! 37%? 37% au zis, are și el dreptatea lui! 37%, vreau să vă transmit multe salutări. Cred că sunteți mai mulți de 68. Și vreau să vă zic că eu vă îmbrățișez de la inimă la inimă. Aoleu, fac. Foarte frumos. Doamne. Da. A fost adorabil. Cred că putem să mergem mai departe. Haide, mă. Hai să mergem. Și eu cred că putem să mergem mai departe. Haide, mă, să mergem. Haide să mergem cu cea de-a doua știre care o să apară chiar acum pe ecran. Ia, mă. Așa, se pare că... Are scrisul mic, nu vezi? Eu nici nu... Da. Se pare că primul român monitorizat cu brățară electronică... Brățara... Pentru că și-a bătut iubita... Și-a bătut iubita. Și-a rupt din nou dispozitivul de supraveghere. Este din a doua... nervi!
ce ai? Da, este a doua oară când se întâmplă acest lucru și bărbatul a fost reținut din nou. Ce ai? Da, și a rupt-o intenționat, nu? Sau măcar a avut bunul simț să pretindă că din greșeală. Nu, m-am împiedicat. Da, da. Am dat în colțul patului. Da, ui, da. Mă, de la unghiile, de la picioare. Dacă nu câștig eu, nu mai știu, eu nu mai știu cum să... Pentru că ai poporul de parte, dar... Da, pula mea, mă. Vrei să ieși din seara status la universitate, fătute în gură, deștept, pula mea, că pe azi la țară, băi, mui cu papioane și cu pula mea. Mi se pare atât, uite, de, mi se pare atât de ofensator că în momentul în care vrea să joace un prost, se duce automat în accent moldovenesc. Da, nu e... Se pare groaznic. N-ai pornit de la accentul ăsta. Șuru, 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 șuru. Ajut, să... Bacău. Ah, Doamne Dumnezeu. Iubesc meltdown-ul lui Micuțu. Până acum nu este beste. Nu e meltdown, băiatul. Nu e meltdown. Eu vorbesc, plec acum am show la Bacău, la... Așa, și vorbesc acasă. N-am treabă. Ce pula mea, tine? Eu n-am zis... Că dacă vorbeam așa, era mai puțin prost. Mai du-te, este accentul tău de București. De București. De cât sunt mai deștept acum. A, mă, du-te, drecu, de aici. Bun. Bun. Da, sigur, sigur. Haideți să vedem și subiectul de discuție. Aferent. Bă, eu știu, eu le știu așa. Le intuiești? Dar nu le, nu mi l-am mai repetat de mult. Nu știu să le zic pe gură, știi? Aulă. Dar eu le știu așa, știi? Le ginești? Le-am ginit. Păi, dar tu de când te-ai intrat și era cu... Asta? Cârpile. Cârpa asta era trasă. Eu de atunci ce știam, ginisem pula, nici nu erai. Ce ai? Am văzut loc gol aici, primul rând. Ce ai, mă? Mă, dar e mai multă lume de când a mai trecut timpul? Cred că încet, încet nu mai vezi. Măi, Eliza, ce mi-ai pus în apă? Oh, fuck. Haideți! Ușor, ușor, George, trebuie să te impui. Să vedem subiectul de discuție aferent acestei știri, care o să apară chiar acum pe ecran. Brățara electronică nu este o metodă fiabilă de monitorizare a infractorilor. Ce? Deci... Adevărat? Este o metodă, da. Și... Dacă puteți să-l ajutați... Fii fiabilă. Nu, de citit o văd, dar zic de cum îi zice? Deci cum de e? Să te poți baza pe ea. De să te ajute la greu. Hai, ca tovarășii. Hai că nici eu nu-s prost. Hai că-s prost, dar nu-s așa. Mai am și eu mai... Dinainte, dacă ai ceva aici, acasă nu... Mă, Dorin, pule, mă, hai, mă, fă-ți, mă, ale tale alea de bom, de ai făcut facultăți. Cu 56% din voturi este pro nimeni altul decât Micuțu. Ia fii atent cum vine băiatul meu din spate, din spate. Și cucerește trofeul. Fii atent aici, fii atent. Nene Cosmine, când ca ești gata. Ca un cal pur sânge arab va țâșni acum. Ascultă-mă ce spun că știu, dar am bun. Haide-mă, dă drumul. Bine, 3, 2, 1, start, cronometru. Dragi prieteni, e clar că nu este o metodă fiabilă. Și-a început și tura trecută. Nu, dar doar din știre. Gândiți-vă că știrea era că a doua oară omul ăla tăia singur brățara aia. Deci, în primul rând, tu trebuie să... Adică presupune să ai încredere în infractor în momentul în care metoda ta de monitorizare este brățara asta pe care o pui la picior și lași așa câteva luni, câteva săptămâni și nici nu-l bagi în seamă. Mie mi se pare că o metodă reală de monitorizare ar fi să, dacă există într-adevăr arest la domiciliu și infracțiunea a fost una minoră, să-i spunem, este de a încercui casa, de a pune camere de luat vederi și două echipaje de poliție pe o parte și pe cealaltă. Probabil o să spună colegul meu de reabilitare că din cauza lipsei de încredere nu există reabilitare în România. Și pentru cine să existe pula?
Pentru cine să existe pula, spune adversarul meu. Ai luat tu. Atâta, asta e. Da. Adrian, dacă ai o idee cu care vrei să închizi, sunt perfect de acord să închizi cu ea, ca să nu rămână în aer așa. Păi asta era. Pentru cine să existe reabilitare în cazul în care oricum din 9 din 10 eu am făcut stand-up la pușcărie. 9 din 10 pușcăriași se întorc acolo. Bun. Adrian, ești pregătit? Da, n-ai nicio treabă. 3, 2, 1, start cronometru! Nu voi vorbi de reabilitare. Un caz de om care taie fie și a doua oară o brățară de monitorizare electronică nu este pentru ideea de a folosi brățări electronice important. La fel cum un accident de mașină nu este important pentru ideea de a folosi mașini. Asta este unul din argumente. Și apoi, ceea ce fratversarul meu nu cunoaște, este că el a fost prins că și-a tăiat brățara. De ce? Pentru că brățara electronică, atunci când încerci să o scoți, după cum probabil vă așteptați, piuie la poliție. Și poliția o taie spre el și îl prinde. Așadar, să luăm faptele. Un român a tăiat a doua oară brățara electronică și a fost prins. Dacă, după părerea dumneavoastră, asta ne spune că brățările nu funcționează, eu cred altfel. Băi, ca și cum ai spune că trotinetele nu se fură, că piui. Păi da, dar asta nu înseamnă că... Băi, Adriene, ai fost mai slab decât mine să-mi bag pula, e incredibil. Nu, îți spun îndată de ce. Tu ai spus că trotinetele, în general, uite, afirmația asta, sunt o idee proastă pentru că se fură trotinete. Nu, e un om care și-a tăiat de două ori brățara. Ai înțeles paralela. E aceeași metodă și are aceeași lipsă de eficiență în pula aia. Și la trotinete e același căcat, că dacă o iei, începe să piuie, să facă ca toți dracii și după aia clar te prinde. Păi mai da, puțin dacă o arunci în dâmbovița. Aici nu e la fel, nu e același lucru. E aproape același lucru. Nu e deloc Iar asta cu trimiterea asta, cu dovadă că el și-a tăiat-o și a bivuit la poliție. Cum și poliția s-a dus altfel? A fost prins. George, a fost prins sau nu a fost prins? A fost prins. Mulțumesc, George. Da, a doua oară. Deci poliția nu s-a învățat minte. A zis, bă, noi ți-o punem iar. Dar dacă iar ți-o tai, iar te prindem. A treia oară noi nu-ți mai punem. Pe a treia oară cred că nu mai pun. Cred că a treia oară se mărește pedeapsa și se duce la pușcărie. Nu cred. Cred că a treia oară e doar... Deci nu ți-o mai pun, că oricum ți-o scoți. Dar te prindem. Deci te piși pe ea de brățară. Eu nu cred. Funcționează în atâtea țări. Come on. Hai să vedem ce spune come on poporul. Hai. Alo. Bună seara. Micuțu și Adiță aici. Bună seara! Ce-ai făcut? Nimic. Bună seara! S-ar putea să vorbim cu tine. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Tu crezi că you can outmaster the master of that, prietene? Ce dragul! Salut, Nicolae! Salut, Micuțu! Salut, dragă! Robert Din? Cine? Nu. No. Nu, no, am numit. Cum te cheamă? Gabriel din Suceava. Gabriel din Suceava. Spune-mi, Gabi, cum a sunat accentul ăla de prost pe care l-a făcut Cosmin mai devreme în Suceava? Destul de bun. El e și bucovinantul, nu știi lucrurile astea. Știu cum se numește. Nu, bucovina nu e. În fine, așa. Da. Super există. Sunt de acord cu Nicolae. Mulțumesc, dragă Gabi. De ce? Iartă-mă, de ce? De ce? Deoarece știrea în sine a dovedit afirmația lui Nicolae. A fost prins de două ori, deci funcționează. Păi da, dar de două ori el și-a tăiat brățara. Eveniment deci de ce e eficientă brățara și nu e eficientă granița țării? Dacă ar fi vrut să fugă din țară. Scuze-mă, care e diferența între ele două? Cineva care e monitorizat, e dat și în consem la frontieră. Nu este făcută pentru a nu părăsi țara, ci domiciliu. Domiciliu, da. Bine, eu zic așa, ca metodă, efectiv, ne referim la metodă. Păi da, metodă. De ce nu vezi că o metodă mai bună asta cu camere, care să efectiv să monitorizeze casa? E mai scump, Cosmine, e nefezabil pentru atâția monitorizați. Eu nu cred, mă. De acord cu tine, este mai bună, dar costurile...
Două echipaje de poliție, 15 asta camere. Asta cu echipaje de poliție mororles. Puteți să uitați. Da, nu. Asta era să fie over... Nu știu. Am și zis, noi, e în funcție de infracțiunea pe care a comis-o. Cum? Zic, nu știu la noi, dar în alte țări, la cei care sunt monitorizați brățară, trece poliția oricum. În fine, bine. Mă, zi dacă ești subi. Nu sunt, mă. Uzi, bă, eu n-am... Nu, fac, nu. Mulțumim, Gabi, pentru telefon. Bine, mă, Gabi. Haide, mă, pa. Alo? Important, la fel cum una... Acum, fii atentă, cum faci. Alo? Salut. Dă un pic mai încet, te rog. Imediat. Ceasă aia la... A reușit să vă prind. Yay! Yes! Bravo! Chiar s-aude prost, să știi, la telefon. De asta acum înțeleg și pe ceilalți care vorbesc la telefon. Nu știu cât de mult se aude prost, cât te încurcă foarte tare delay-ul între vocea noastră în telefon și gesturile noastre de la televizor. Nu, că acum nu te aud pe tine deja. Dar nu. se aude un ecou, să știi. Hai să-ți... Vino cu mine într-o călătorie logică. Mai ții minte când mi-ai răspuns la lucrurile pe care le-am spus, pretinzând că nu le-ai auzit? Adineauri? Ok, hai să las ecranul. Nicolae, da? Da, clar. E după ce toți... Să știi că se aude foarte, foarte rău. Îmi pare rău. Salut, băieți. Salut. Nu e problemă. Mă gândeam că de obicei răspunde cineva și așteaptă un pic până când intră în emisie. Nu avem bani de așa ceva, înțelege? Am înțeles, mă scuzi, dau nu, eu la cutia milei. Trecem peste. Cum primul lucru cheamă? Care trebuie zis. Asta vreau să zic. Daniel din Cateata. Asta înseamnă undeva în județul Argeș. Aproape de București, adică... Dar cum aproape. Ai zis, din? Cateasca. Cățeasca, ok. Lângă Pitești. Da. Așa. Vreau să zic ceva pentru Micuțu, că știu că îl deranjează și... Na. Micuțule, ce faci, mă? Ce mai faci, mă, glume de tine? Doamne, deci ești cel mai praf om care a imitat vreodată chestia asta. Doamne. Aproape. Pot să spun că l-ai enervat. Nu, nu mai deloc, nu m-a amuzat, Doamne ferește. Dar ai fost praf la imitație, ai fost praf. Te felicit, adică a fost cel mai... Mai repet, să știi, de vreo 50 ori, nu, dar cred că ne întinde prea mult și trebuie să mai intre și alții. Nu, în oglindă, dacă poți și vii la mine când ai, când ai finalul, mi-l dai pe ăla ca să nu mai... Să trebuie să în fiecare dată să fac controlul calității la Micuțule, băi, ce faci, ce mai... Cât despre dezbaterea noastră, dragă Daniel? Despre dezbaterea voastră, logic, sunt de acord cu Micuțul. Deși pe tine, Adrian, te enervează maxim când noi suntem de acord cu Micuțu, tu fiind mult mai citit și mult mai inteligent și mai așa pune mai departe. Mai pune niște urla multul ăla da, să-mi bapă ăla da, dacă să, nu. Dar place că se aude când ai zis mult mai citit și mult, s-a și văzut cum ești la modul așa, că da, tu te fasolești așa, că ești Nu sunt mult mai citit și ceea ce mă enervează, nu e că votați cu Micuțu. Deseori și eu votez cu Micuțu. Dar mă deranjează când se votează cu Micuțu cu niște argumente slabe. Aia da. Ce a spus? Nu, chiar ești. Mult mai mult. Așa, trecem peste. Pe scurt... Dar știi cum e? Trebuie să fii un om deștept să-ți dai seama de unul. Corect și asta. De asta, deci bate-te mai pe tare pe umeri. Mult! Bate-te mult pe umeri. Despre subiect, da, nu este o metodă fiabilă în România, adică vorbim despre România, da, nu există nimic fiabil. Ce ai zis tu, Micuțul, la început, echipaje, ce înseamnă echipaje? Și dacă 10 echipaje ar fi, e egal cu 0. În mod normal, ce zic eu, ar fi mult mai mișto, și vorbim amândoi în același timp, ar fi, cum ai pus mâna pe brățară, un șoc electric. Nu împușcat, lasă, că era despre altcineva. Un mic șoc. Șoc? Cineva? Șoc? Șoc. Un mic șoc?
Zic, mă, băgăm ușor? Deci, votul meu merge la Micuțu. Clar, l-am și notat. Vot Micuțu. Super, bine, papa, seară bună. Nici nu mai ai nevoie să votezi pe Instagram, tipule, îl am aici. Papa, papa. Vă salut. Papa, papa. N-ai nicio treabă. Sunteți pregătiți? Ok, perfect. Eu vreau să spun ceva doar. Te rog. Dacă a câștigat Nicolae, eu nu mai joc a treia rundă. E târziu că s-a dat stop. Că n-are sens. Are sens. Pentru că noi nu suntem aici pentru a vedea cine câștigă. Noi suntem aici pentru a arăta... Dracu. O să-ți pare rău că ai să... Pentru a arăta că se poate dezbate orice subiect și că argumentele sunt cele care trebuie să câștige și nu senzația că ălălalt e un bou. Da, e foarte frumos că de fiecare dată, deci când tu faci o chestie, ea e bună. Când celălalt o face, o reclami. Dar așa funcționează în primul rând dezbatere și în al doilea rând șerpe. S-a strigat șarpele, s-a strigat șarpele. Încetați! Da, exact ca un șarpe. Încolțit, așa. Un șarpe încolțit care face... Nu știu cum fac. Da, și după aia flegmează că s-a strâns veninul în gâți. Așa că te rog frumos, nene, Geo. Bine, în regulă, haideți să vedem rezultatele care vin ca o surpriză, pentru că cu 54% din voturi este câștigător Micuțu, de ce 1-1? Liniștiți-vă! Adică vă mulțumesc, dar liniștiți-vă. Exact cum a spus colegul și prietenul meu, Adi, nu e vorba despre cine câștigă. Nu-i așa, Adi? Așa este, Cosmin, și mă bucur că te-ai dat pe brazdă. Da, exact. Chiar aș vrea să facem un montaj, Sorin, cu de fiecare dată când a câștigat Adi, ce reacție a avut. Pentru că nu este despre a câștiga. Dacă putem în coada montajului, dragă Sorin, să punem momentul în care Cosmin a câștigat și și-a pus o melodie separată de victorie... Da, mă, era for fun și îmi place piesa la Funk B. Așa. În fine. Nene Joe? Dune către pauză, dragă George. Asta voiam să sugerez și eu. Luăm o scurtă pauză, rămâneți alături de noi. Revenim cu surprize și, desigur, cu al treilea subiect, cel decisiv, cel care decide cine câștigă această dezbatere. Revenim! Am făcut pipi! Vezicile au fost golite, țigările au fost fumate și iată ne întorci la MCN live pentru cel de-al treilea subiect și ultimul, cel care decide câștigătorul, dar nu înainte de a avea și concursul de la prietenii noștri Explorado. Mm-hmm. Oameni dragi din chat, oameni din public, dacă mai aveți idei, vă invit să răspundeți la întrebarea, la premisa, dacă vreți, formulări care să înlocuiască expresia alo. Repet, formulări care să înlocuiască expresia alo. Eu am să preiau răspunsurile din chat și din public, dacă este cazul. Vă rog și pe voi să vă gândiți. Băieții au deja niște răspunsuri trimise de către oameni din public. Hai să vedem ce iese. Începeți dumneavoastră? Nici nu mai știu cine a început data trecută. Irelevant, ziceți. Coconu Teodor. Da. A zis Micu și Nicu. Bun. Asumat. Asta îmi place. Odor Alexandru. Salut. Și abia acum începe cu adevărat apelul. Mihaela Andrei. Bună ziua, sunteți în direct. Cristi, paranteză Mouse. Ți se zice Mouse sau ai vrea să ți se zică Mouse? Bun, Cristi Mouse are două variante. Prima ar fi te frige, las-o jos. Și a doua, n-am bani de dat. Diana Rădulescu. Bună ziua, a sunat la serviciu clienți taxedepod.ro, cu ce vă putem ajuta? Mă întreb la ce se referă. Agnes Talajman, colega,
ce se vrea, ce se dorește. Da, corect. Trebuie să faci fața aia, că altfel... Iartă-mă, ce față? Ce se vrea, ce se dorește. Asta? Bun. Nu, a spus pe același. Lică Adrian Andrei. Sal. Sănătate mamei dumneavoastră care v-a dat viață să mă puteți suna acum. Spuneți. Spiridonică Mihai. Tipule, avem căsuță de sugestii și critică. Și tu ai zis ce a zis Mihai? Sau cum? Adică Adrian Mihai. A, deci, Rica, ce Adrian... am spus adineori a fost spus de Spiridonică Mihai. Andrei. Spiridonică Mihai Andrei. Înseamnă că nici voi n-ați scris bine, e clar. Bun. Deci Spiridonică Lica Adrian. I love it. Cum oamenii sunt... De ce nu înțeleg? Da, bun. Celălalt a zis... Declină-ți identitatea. Diana Udrea. Aici am nimerit bine? Bun. Bună seara, vă mulțumim că ați apelat la brutăria Colț de Rai. Serviți cea mai bună pâine în timp ce vă vedeți foștii arzând. Wow, e mult bagaj acolo. Ai și filmat mult asta. Mult bagaj acolo. Ai vrut să o ai? Wow. Oh, dacă e ceva ce ai pe suflet, când se apropie tipul bărbos cu microfon de tine, nu te reține. Dar de ce să... De ce să de ardă ce foștii. Să... Bun, Diana. Dar tu, Lică, la el... Tu nu, păi nu ești fost deocamdată. Dar nu te gândești că... Da, la un moment dat... Nu, ok, bun. Bine. George? Ok, încă se mai spun răspunsuri în chat. Vreți să procedăm ca data trecută, să trecem la subiectul numărul 3 și mai selectez eu din ele? Da, da, domnule George. Perfect. Haideți să vedem știrea cu numărul 3, care apare chiar acum pe ecran. Ana Maria Prodan, pe care o salutăm pe această cale, de ce nu? Foarte frumos. Și exact așa s-a, știi? Da, e... sunt mai... Scuze, da. Și acum se despart. Exact. Asta am crezut că vrei să nu, faceți. Nu, nu așa s-au despărțit. Nu mai era. Bun, deci Ana Maria Prodan a sărbătorit divorțul de la Orențiu Reghecamp la Lăutari. Avocatul impresarei spune că se va face apel pentru pensia alimentară. A zis Lăutaru, de fapt. Da. Se va face apel? Se face apel pentru o pensie alimentară? Ia să vedem, mă. 300 de euro. Haideți să vedem și subiectul aferent acestei știri, care este... La fel ca nunta, și divorțul ar trebui sărbătorit cu o petrecere. Da, uite, oamenii deja sunt de acord. Deja sala e împărțită. Cu un scor de 54% este pro Adrian Nicolae. Eu sunt, mulțumesc. Mamă, ce te ai, ești o lumină, efectiv, fătute în gură. De ce e nevoie de astfel de vorbe? E cu drag, fătute în gură cu drag. Nu e o ură din aia de te fut în gură cu ură, așa. Okay, bye, dar unul, nu știu, parcă și aia cu ură e. Da, Adrian, ești pregătit? Eu consider că sunt pregătit, dragă George. Bun, dăm drumul la cronometru. 3, 2, 1, start! Să luăm de la început, de la nuntă. Nunta este un eveniment fericit și de aceea este sărbătorit. Două ființe au ajuns la concluzia că nu pot trăi una fără cealaltă. Și sărbătoresc această certitudine că orice timp petrecut departe unul de celălalt este un timp pierdut. Divorțul este la rândul lui o certitudine. Certitudinea că două ființe nu mai pot trăi una cu cealaltă. Și eu cred că aceste ființe trebuie să sărbătorească faptul că nu mai pierd timp împreună.
De asemenea, mai rezolvă o chestie neplăcută a divorțurilor, și anume împărțitul prietenilor, această mizerie de cine unde rămâne. Când aduci toți oamenii la oaltă într-o petrecere mare, oamenii se relaxează. Și cred că avem nevoie de mai multe relaxare. Vă mulțumesc! Nene Cosmine, ești pregătit? Da. 3, 2, 1, start! Cronometru! Nu vi se pare că a dispărut empatia? Nu vi se pare că nu ar trebui celebrat momentul în care, exact cum a spus colegul și prietenul meu, momentul în care te desparți de omul în fața căruia ai jurat că vei sta toată viața? Chiar e un moment vesel ăla? Mai ales că în ultima perioadă, din ce am observat, toată lumea se desparte foarte rapid. Nimeni nu vrea să mai muncească la o relație și probabil din genul ăsta de atitudine, știi, de e ceva lejer, toată lumea se desparte, hai să și bem ceva cu ocazia asta. Gândiți-vă la familiile destrămate și la copiii din familiile respective. Și la faptul că nu degeaba se spune că familia este nucleul societății. Până la capăt. Eu sunt mai prost. Până la capăt am crezut că plângi. De ce? Pentru că poți. Ce eu? Nu, mă întrebam dacă vreți să luăm telefoane, vreți să mai vorbim, vreți să ne îmbrățișăm. Hai să luăm telefoane. În regulă. Eu îi țin jumătate de oră, dacă de jumătate de oră ai nevoie. Pentru ce? Ca să verși o lacrimă, dracu, să te ia. Hai mă, lasă, hai. Bună seara. Bună seara. Asta este, n-a fost să fie. Mamă, de când am mai auzit asta? De la live-uri, de la TVR pe vremuri. Când suna lumea la Marina Almășan. Alo? Dar noi ne auzim pe noi, asta e culmea. Pe noi e alt telefon. Alo? Salut! 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 Cum te cheamă? Mamă, nu pot să cred așa ceva. Da, bă, stai o secundă, să vă dau mai ușor. Dă-ne mai bravo. Ușor. Bravo! Gata, v-am oprit de tot. Mai bine. Salut, Laurențiu la telefon. Am mai pierdut un viewer, să-mi bag pula. Laurențiu, de unde? Din Cluj-Napoca, dar originar din Gorj, din Motru. Oh, shit! Undercover. Undercover, undercover. Cu cine ești? Spre ce înclin? Înclin un pic spre ce a spus domnul Nicolae. Da. Deoarece, na... E acum, bună și destrămare. De despărțire, știi? Mm-hmm. Că dacă e una de aia pe jale, poți să faci o petrecere cu bocitoare, cu de-astea, știi? Lăutarii știu și de-alea. Exact, lăutarii știu și de-alea. Sau dacă e un caz fericit să fie o despărțire fericită, da, o petrecere ca lumea, te strângi cu prietenii tăi. Sunt întru totul de acord și este un argument la care nu m-am gândit, că totuși, oamenii apelează la lăutari să le cânte cântece de jale pentru că e și o formă de purificare sufletească. Mm-hmm. Ce, nu? Da, de ce pui lăutarul să-ți cânte una de-aia rea? Mm-hmm. Da, bravo! E un argument foarte bun. Felicitări, dragă Laurențiu, Cluj-Napoca, originar mulțumesc din Motru. Mulțumesc frumos! Mamă, mulțumesc frumos! Stai că la prin tot ăsta, micu. Da, spor la el acolo, te salutăm! Băi, oameni dragi, mult succes cu tot ceea ce face, sunteți foarte tari. Relaxare foarte plăcută, tari. Mulțumesc frumos. Salut, papa. Pa. Cu drag. Ce pe final s-a arătat dragonașul. Alo? S-a tras un joint. Salutare. Salut. Ce faceți? Cum sunteți? De când așteptam să intru. Ce să mai, băi, eu sunt bine, Adiță la fel. Tot aici, unde ne știi? Da, mai desenăm, mai scriem, mai, na. Oamenii se joacă cu plastilină. Te mă bucur. Da. Tu ce faci? Foarte bine, da. Eu ce să fac, uite, chiar vă urmăream.
Și mă gândeam care are de mai multe dreptate dintre voi doi. Și nu știu, mie sau cumva de tine, Nicuț, îmi place mai mult, dar parcă tot la Nicolae m-aș duce. Parcă tot, da. O, oh, da, de câte ori am auzit. E și normal, știi, în momentul în care românul se duce spre băutură, chef, distracție, fără să aibă, na, un da. Pic de... înclinare spre profunzime, exact. Știi, și spre a repara lucruri. Dar nu-i certa pentru că are o părere contrară. Dar nu, eu ziceam așa, că e normal, na, e normal, trebuie să... Na. Mie mi-a plăcut că e un a caz... A fost cu tremur, opa! E un caz clasic de una e mama la copii, altă e pofta inimii, așa. Da. Iartă-mă? Trebuie să ne simțim bine și după o despărțire și oricum. Da. Și eu cred. Ce mod mai bun de a începe decât cu o petrecere. Da, asta dar vezi că nu e primul pas spre vindecare. Da, singura chestie e că nu e o despărțire, e un divorț. Ei, ce e divorț? Divorț știi? E o despărțire. Păi, bravo. Poporul a vorbit. Adică e da. Relevant, orice îi face, dai pe trecere. Așa, bine. Asta, bine. Domnule. Vă pot. Hai, salut, seara bună. Pa, pa. Vai, ce mi-ar fi plăcut să zică și el. A, numai o secundă, s-a prins și eu piticuțul ăsta. Și de fapt să ne dăm seama pentru cine facem toate astea. De pentru mine era sigur. Dar la ora asta, facem. Să mă ierte Dumnezeu. Eram absolut convins. Alo? Alo? Salut! M-au auzit? Clar, atât de salut, clar. Salut. Mă bucur. Luca din Suceava sunt. Salut, Luca. Ai Orange HD ăla, a? Da, frate, da, ăla mai bun. Nice. Se simte, tipule. Mă bucur, frate, mă bucur. Așa, să știi că am stat un pic și am meditat asupra acestui subiect și tind să merg spre Micuțu. Cum așa? Păi, nu știu, eu nu pot să cred că o despărțire ar aduce un... Adică, da, ar aduce un beneficiu, dar în același timp... o parte din tine se rupe, se zvârcolește în tine atunci când știi că te despărți de persoana ce credeai că o vei avea toată viața. Exact. În care ai investit atât de mult, știi? Și persoana respectivă la fel, probabil. Așa este, da. Așa. Și ce vrei? Vrei să te bălăcești în acest tip de suferință sau vrei să o alini ca să poți să-ți vezi de viață? Nu, dar să o tratezi cu respect, atâta tot. Păi cu respect poți să o tratezi da. Și făcând un context. Cu ea vin o ping. Cântă și mie la ureche aici, mâncățești pula ta. Mi se pare că ironizezi un fenomen atât de bun pentru sufletul omului, cum este... Ar fi existat acest folclor lăutăresc atât de... important, atât de minunat. Dacă omul nu s-ar fi vindecat prin el... Zic, dar dacă nu s-ar fi născut, ce să mai... Dacă omul nu s-ar fi născut. Mai e ceva de adăugat? Mai da. Stați un pic. Ok, deci în primul rând ai nevoie să suferi mai întâi ca să te vindeci, you know? Păi asta am zis și eu. Și, păi da, da păi... Să suferi real, nu... Adică să suferi închis între patru pereți? Timpul te vindecă, nu o petrecere te vindecă, bro. Da, ok. Hier, hier. O să notez aici, nu o petrecere te vindecă, bro. Dacă a zis bro cu aia, brusc, argumentul nu e valid. Nu, dar n-am zis asta. Mă. Nu, voiam doar să sugerez că e un titlu foarte bun pentru o piesă a lui Spike. L-ai luat la mișto, l-ai persiflat. Nu l-am persiflat. Mi se pare urât. Nu te-am mulțumim persiflat, frumos, Luca. Mulțumim frumos pentru telefon. No. Vă pup. Pa, seară frumoasă. Pa, pa. Uite că mai sunt și oameni. Hai să mai luăm un telefon și gata. Alo? Alo? Bună. O, bună. Interesant. Bună seara. Sărut mâna. Înclin spre opinia lui Micuțu. În general, optez pentru opinia care mi se pare mie că nu va fi votată, ca să văd dacă pot să găsesc argumente în direcția aceasta. Și argumentul principal este tocmai acela că nu se întâmplă. Adică, ideea așa în abstract,
cum ar fi să facem o petrecere, e ok, dar iată că nu se întâmplă de atâtea sute de ani divorțează lumea. Cunosc două cupluri care și au dat petrecere. Și nu se fac petrecere. Două cupluri care au dat petrecere și a fost fucking awesome. A, da, pentru, au dat petrecerea lor de divorț puțin... pentru mine. Păi că te simți bine în pula mea, îți dai seama. Nu, da. Adică e dovada realității față de ficțiunea pe care o nu imaginăm noi așa, necăsătoriți fiind, ne mai vorbim că ne divorțați. Cum ar fi dacă aș fi căsătorit și aș divorța și aș nu știu ce. Dar noi aici avem, ar realitatea trebui... e diferită. Avem, avem... Păi, faptul că nu în se 8 întâmplă, secunde o să vedeți că arăt probează... Faptul că nu se întâmplă un lucru probează tocmai faptul că lumea n-a simțit nevoia unui astfel de reacție. Dar totul începe cu o idee. Orice comportament a fost la început o propunere. Oamenilor nu le-a venit ideea să petreacă, că doar le vine să petreacă în diverse alte împrejurări. Nu e ca și cum oamenilor nu le-a venit ideea cu gumă în curul unui creion până când le-a venit. Sute de ani creanele n-au avut o gumă în cur. Nu e o chestie așa de excentrică să faci o petrecere. Se tot fac petreceri pe diverse motive. Faptul că lumea nu simte această atracție către petrecere cu un prilej atât de nefericit, aș zice, ca un divorț, e proba însăși a faptului că nu e o idee grozavă. Păi tocmai asta e, că mi se pare că ați zis eveniment nefericit. Și în ziua de azi, pentru că luăm totul foarte light, nu mai este un eveniment nefericit. E un eveniment. E pur și simplu un eveniment și de ce să nu-l și sărbătorim pe de altă parte? Da, nu vi se pare un pas către a echilibra o relație care altfel tinde să devină pur și simplu neplăcută? A invocat colegul și copiii, a invocat toate lucrurile mizerabile care vin în trena unei despărțiri. Nu vi se pare că e un factor care poate să netezească așa niște asperități care vin după o despărțire? Sunt convins că copiii au să fie mult mai ok după petrecere. Or să fie, da, e destul de puțin probabil. E destul de puțin probabil că o petrecere se rezolve. Da, da. Ca să organizezi o petrecere, trebuie să intri într-un dialog. Cam aici băteam. Nu la tropăiala pe care o descrie Cosmin. Aoleu, petrecerea necesită dialog în pula. Ca să organizezi, nu? Ca să organizezi, bă, cum să zici, mă, așa ceva? Cum să zici așa ceva? E... Deci cuplul ăla după ce a divorțat... E ok așa în abstract să vorbești. Bă, uite, știi ce mă... Pentru că tu normalizezi... O secundă, doamne. Tu normalizezi scandalul. Pentru tine fiecare divorț trebuie să fie un scandal, trebuie să fie o păruială, trebuie să fie o serie asta de înjurături. N-am zis iar asta. Eu pledez asta pentru un tip de relație normală, un tip de relație și umană care presupune dialog. O relație umană care presupune dialog ca să nu ajungi la divorț. Și dacă ajungi la divorț să tratezi... Păi tu militezi contra divorțului, nu contra Bairamului. Și să-l tratezi exact cum e, adică un eveniment nefericit care până la urmă înseamnă ruperea de omul care ai crezut că e sufletul tău pereche, știi? Eu dacă l-aș și nu poți să spui după aia, dar uite o petrecere, e un prilej de comunicare. Nu, denotă că oamenii au atins un nivel de echilibru care presupune serios, comunicare. Serios, mă, Caradia. Bine, dar doamnă. Oricum, vă mulțumim frumos și mersi că ați pus capacul peste sicriul, l-ați bătut în cuie și m-ați aruncat în pământ. Cu începutul telefonului. Seară frumoasă. Seară bună. Pa, pa. Bun. Haideți să vedem. Mulțumim frumos că ați donat 2 euro pentru puncte, puncte, puncte. Asta e din team building. Da. Dacă trebuie să iau da, dacă trebuie să dau pa. Ok. În loc de alo să se spună ai 10 secunde, start. Te sun eu mai târziu că mai am doar 97% baterie. S-a dus pe partea altă. Scopul și durata apelului. Asta mie îmi place. Înainte să spui ceva, îți spun că nu am bani, apoi nu mă interesează nimic din ce ți s-a întâmplat azi și ce vrei să faci mâine. E prea lung.
Zi repede că mi-apar cearcăne ca șarpele de Nicolae. Alo, my name is Ilie Dumitrescu. Ah, nice, old school. Da. La semnalul următor va fi ora. Mai există serviciu? Trebuie să existe. 958? Nu știu dacă e 958, dar sigur există. Așa îți dai seama iarăși de cine ne urmărești. Da, da, da. În loc de alo, să zici stai că s-a stins ăsta mic. Asta un, okay, un callback la apelul de mai devreme. Da, da. De ce mă suni când pot să-mi scrii? Asta e excelentă. Și cu ce te pot refuza? Super! Asta e toată recolta? Cam asta e toată recolta. Ne putem consulta? Desigur, fără îndoială. Fără îndoială. După o lungă consultare, este cel care a venit cu varianta de ce mă suni când poți să scrii. Ok, de ce mă suni când poți să scrii este comentariul câștigător. Imediat o să vă spun și cine l-a spus, ca să fim înțeleși. De ce mă suni când poți să-mi scrii, Bianca Smaranda cu Z pe YouTube. Bianca, te rugăm, lasă-ne un mesaj pe WhatsApp la numărul de telefon al emisiunii și noi o să te contactăm în privința premiului. Dar ce ai câștigat, te întreb, pentru că desigur este un premiu foarte substanțial. Mai exact, o frumoasă lenjerie de pat, marca... este marca Elizabeth. Oh, shit! Este o această lenjerie de pat pe care eu o țin invers, dar stai că pot să o fac și așa. Și cu ea poți să-ți împodobești patul sau... nu știu exact cum se spune. Poți să te joci de acordul. Deci, Bianca Smaranda, lasă-ne mesaj pe numărul emisiunii și folosește cu plăcere lenjeria de pat de la... Poate e o mămică. Poate e o mămică. Bine, ăsta a fost premiul. Mulțumim tuturor care ne-au scris. Și asta a fost cu premiul. Bravo nouă. Mulțumim oamenilor de la Explorado. Și bine. Mi-am dat seama, s-a închis și Gio. Da, mi-am dat seama că am rămas ceasul, că s-a închis la Gio. Mi-am dat seama că am rămas efectiv fără cuvinte, numai era gol. Eu am pățit-o în seara asta, știu, cu creierul gol. Și tu le-ai dat, ai dat prea multe de vreme. Asta s-a întâmplat. Prea multe de vreme. Bun, haideți să aflăm câștigătorul, pentru că polul este închis de mult. Și acum, cu un procent de 61% din voturi versus 39%, câștigător este nimeni altul decât Micuțu Cosmin Nedelcu, câștigă această ediție, aceasta de meci de live. Bravo, Micuțu! Bravo, Nene Cosmin! Felicitări! Hai, ieși din căcatul ăla! Dă-te pe față, dracu, să te ia! Nu, eu chiar eram foarte pro ce am zis eu. Mulțumesc! Nu e despre a câștiga, e despre exact ce spuneam, mai ales în emisiunea noastră, e despre prietenie, despre posibilitatea de a aduce argumente, contraargumente și abia după aia să ne strângem mâinile după ce ne-am făcut muiști și șerpi și grași. Mai mult unii pe cel. N-am zis o vorbă că ești gras azi. Ai zis că... că nu, nu am că, bătut nu că un apropo fi. Că nu ești arogant. Asta am spus. Da, pe la fiecare emisiune. Că da, de fapt ai zis că nu, nu este arogant, dar este gras. Da, așa ai zis. Ai insinuat, ai insinuat. Da. Mulțumesc, mulțumesc pentru intervenție, o să o notez chiar aici. La, da, de fapt așa ai zis. Bun, provocarea mea pentru Adrian este, să vă zic și logica, joia viitoare este chiar 1 decembrie, ziua României, la mulți ani de pe acum, și o să facem o chestie pe care a făcut-o și echipa națională, înainte să piardă, sau după ce a pierdut... Nu, când a ieșit din grupe în 1998 și după ce a făcut-o a luat bătaie.
Da, și juca cu Anglia, practic, când au făcut asta. Nu mai țin minte. S-au vopsit în cap, s-au făcut toți blonji. Așa că, drag Adrian... Ne vedem pe 1 decembrie, iar eu voi fi blond și să sperăm că cineva va putea remarca asta. Da. Și acum gândiți-vă, români, ce ați ratat. O săptămână... O săptămână bună o să las să crească, dar gândiți-vă acum vikingul ăsta minunat cum ar fi arătat în platou pe 1 decembrie blond. Da. Bine atunci. Mulțumim foarte mult că ați fost lângă noi aici, prezenți în seara asta. Vă mulțumim frumos că v-ați uitat la noi de acasă. Mulțumesc, Adrian. Nu, mulțumesc eu, Micuțu. Mulțumim oamenilor de la Explorado, oamenilor de la Vlad Casino. Și mulțumim tuturor oamenilor care ne sună și sunt coerenți. Geo, mulțumim frumos! Și eu vă mulțumesc, mulțumesc și eu încă o dată, oameni din public, oameni de pe YouTube, oameni de pe Twitch, mulțumim echipă, mulțumesc băieți, sunteți minunați, o seară faină, pa!